mulțumesc. Ai prietenă? La momentul actual nu. Am avut foarte multe. Ai avut foarte multe, ai zis? Da. Câte? Peste 100. Du-te, bă, de... Și asta în ultimii 2 ani jumătate. Eu nu... Tu crezi că ăsta a f***t 100 de femei în 2 ani și ceva? 100! Da? Nu să te crede nimeni! Hai, bă, lasă-mă, bă, micinosule! 100 de femei? Mamă, și eu nu sunt în stare să număr până la 100 pe degete. Bravo, domne, ești nebun? Bun. E sănătos să ai 100 de femei în 2 ani de zile? Foarte sănătos. De ce e, bă, sănătos? Cum să fie sănătos? Dar n-ai timp să cunoști pe cineva. Păi așa am menținut corpul ăsta suculent până la urmă. Ia uite-te, tata, aici. 365 de zile plus 365 egal 730. Împărțit la 100, el odată pe săptămână a avut o femeie. Păi, nu știu dacă să te cred. Deci 100 de femei în 2 ani. În 2 ani jumătate. Scuză-mă. Da, alea 6 luni se pun. Contează. Una pe săptămână. Și ce? Chiar așa complicat. Cum mă nu? Adică... Păi el, parcă ești jegos, adică ești jegos, adică chiar și nu trebuie să spezi, adică ești să-i bată inima. Nu-ți pasă deloc nici de relație, nici de să ajungi să o cunoști, doar tu să o bifezi și aia e. Ție îți voi da... Ce anume? Ciocârlia păi de ieri, nu? Oi, dai ciocârlia? Da. Dar nu ne cunoaștem așa bine, nu? trebuie să facă versuri! Versuri! El va vorbi cu tine, hai, va juriza în rime. Nelu este un coleg foarte simpatic și este un om foarte darnic și foarte spiritual și foarte glumeț și foarte așa și m-am gândit că trebuie challenge-uit și la capitolul ăsta pentru că nu am auzit în rime niciodată. Eu am un joker, pot să-l folosesc, îl folosesc acum. E, bă, îi dăm timp picioarele să și eu dau la... joker să mimeze, na. Acum? Acum, bă, ei? Mi-aș picioarele. Ce bobătălie, na! Zici că e o căsnicie deja. Dacă am văzut-o că m-a atacat așa pe nepusă masă cu jokerul dânsei, am atacat-o și eu pe dânsa cu jokerul meu. Dar doi jokeri în același timp. Ba da, putem, că eu îți fac regulile. Jokerul meu era de la numărul domnului Tanase, când a trebuit să facem puzzle-ul. Și eu pe puzzle-uri n-ai treabă, tata. Și Delea a câștigat la popice. Am dă rămâna popicele, bine. A, v-ați jokerit? Ne-am jokerit. Da, avem doi jokeri. Ne-am dat așa, de parte în parte. Cu ce vrei tu să începem? Cu Mima sau cu Rima? Cu Mima. Hai cu Mima. Ca să... Hai cu Mima, da. Deci ia eu... Bine-s. Bine-s rău de tot. Acum 2 ani jumate. Ție ți-a plăcut foarte mult? Vrei? Nu, continuă. E greu, fără vorbe. Nu-mi dau seama ultima parte. Bine, uite-te la... Sunt un gras de treabă, ți-am făcut poftă? Okay. De un gras de treabă. Scuze, nu. Mamă, te-am făcut poftă, nu mă face să vorbesc, că n-am voie. Și tu trebuie să taci din gură. Stai, păi cum sunt glumele? Cum ți s-au apărut glumele? Mimează cum ți s-au apărut glumele? Jurizarea. Despre număr, da, e așa. Cum ți s-au apărut glumele? Atât, asta a fost tot. În rest, nu și aici. Deci să înțeleg că sunt un gras de treabă care ți-a făcut poftă și care a avut un număr bine-s. Ok. Bun. Ce-am vrut să-i spun? Și mie îmi place viața și mâncarea, iar tu ai fost foarte bun. N-a fost foarte, dar n-avea cum să-i spun. Iar tu ai fost ok. Și acest număr n-a fost de-al meu nas, chiar dacă și eu te simt, fratele meu, gras. Nu cred în a ta dragoste din tei, căci că ai avut tu 100 de femei. Dar mă bucur că te văd, că ești sănătos și susțin tesutul tău adipos.